Controverse și acuzații grave în cazul bebelușului mort la naștere la spitalul din Târgu Jiu. Tatăl susține că o asistentă i-a cerut mamei să-și declare copilul viu, deși acesta a venit pe lume mort, așa cum arată necropsia. Cei doi tineri nu-și doresc decât să afle ce s-a întâmplat cu fetița pe care și-au dorit-o atât de mult. Mie mi s-a spus că s-a născut vie și că are nota 1 și mi s-a cerut să-mi declar fetița vie. Iar astăzi, în urma necropsiei, vi s-a spus clar că bebelușul era deja mort când... Când am ajuns acolo, mi s-a spus că era deja mort când l-au scos. Mi s-a spus că s-a ținut prea mult în travaliu. Tânăra a stat în travaliu 15 ore până când medicii au decis să-i facă cezariană. I-au spus că fetița s-a născut vie, dar nu a supraviețuit. Necropsia arată însă altceva. De la necropsie am stabilit că nu s-a instalat respirația extrauterină și am apreciat că el s-a născut mort. Concluziile legiștilor vin în contradicție cu cele ale medicilor de la Spitalul Județean, care susțin în continuare că pruncul a venit pe lume viu. Deci, mi-a și confirmat, văzut în fața voastră, că a ieșit cu indice Apgar 1, înseamnă că a schițat mișcări respiratorii și că a fost predat pentru reanimare secției noi născuți. Tinerii așteaptă acum rezultatele unor analize complexe care vor arăta clar ce s-a întâmplat cu bebelușul. Între timp, în spital se derulează o anchetă internă, iar poliția face verificări.